În vârstă de 40 de ani, gimnastul Marian Drăgulescu se pregătește să scrie istorie. Multiplu medaliat la campionatele europene, campionatele mondiale și jocurile olimpice, sportivul legitimat la clubul Steaua București țintește aurul la Tokyo. Înainte de a bifa a cincea participare la o ediție a jocurilor olimpice, Marian a făcut pentru Steaua TV o radiografie a precedentelor patru prezențe la competiția supremă. Marian Drăgulescu este singurul gimnast român calificat la jocurile olimpice de la Tokyo, care se vor desfășura în perioada 23 iulie 8 august. Marian, ce înseamnă pentru un sportiv participarea la Jocurile Olimpice? E cea mai așteptată și cea mai importantă competiție din viața unui sportiv. Prima ta olimpiadă la Sydney în 2000 a fost când ai avut 19 ani și jumătate. Cum a fost în momentul în care ai aflat că te-ai calificat la prima ta olimpiadă? Îți mai aduci aminte? Pe vremea aceea eram o echipă destul de puternică și nu prea ne făceam griji în sensul în care nu ne vom califica la Jocurile Olimpice. Era ceva aproape normal, da, și bineînțeles mi-am câștigat locul în echipă și așa am ajuns la Sydney, la prima mea olimpiadă în anul 2000. Cum ai descrie experiența din Australia? Am avut un parcurs bun în 2000 la Sydney. Am avut chiar și o finală la Seoul. Și m-am bucurat foarte mult. M-am gândit că este și prima mea olimpiadă. Vor mai urma și altele. După Sydney a urmat Atena 2004 cu 3 medalii, un argint la Seoul și 2 medalii de bronz la sărituri și pe echipe. Care e cea mai dragă medalie dintre cele 3? Bineînțeles, cea de argint, pentru că am avut și aceeași notă cu sportivul care a luat până la urmă medalia de aur. Din păcate, la gimnastică nu se oferă egalități, să zic. Am avut aceeași notă, dar au avut loc departajări și așa am ajuns să primesc eu medalia de argint. Beijing 2008, cum a fost experiența din China? Ai fost dezamăgit că după Atena n-a mai venit o altă medalie? Bineînțeles, am fost foarte dezamăgit, mai ales că eram oarecum și favorit. Am avut o șansă uriașă acolo, atât de la sol cât și la sărituri, și n-am reușit până la urmă să fructific. Și de aceea nu m-am oprit și am mai continuat. La Rio ai terminat pe 4 la sărituri. Cât de frustrant e să te afli lângă podium pe primul loc aproape de medalii? Din punctul meu de vedere, niciodată nu este frustrant când, nu știu, vii pe 4 sau vii pe 2, atâta timp cât ți-ai făcut treaba, cum spunem noi, atâta timp cât mi-am făcut exercițiile atât cât am putut eu de bine. Încă o dată, de cele mai multe ori am spus, ai nevoie și de puțină șansă într-o competiție, diferențele sunt extrem de mici între cei mai buni, așa că nu îmi pare rău, îmi pare rău atunci când nu mi-am făcut treaba. Urmează Tokyo 2021, ce obiectiv ai? Obiectiv, bineînțeles, calificarea în finala de la sărituri și medalia de aur. Ți-ai dorit să fii podrapelul României? Bineînțeles, ar fi o onoare pentru mine, este și a cincea olimpiadă. Ultima și ar fi frumos să închei așa, primind onoarea de a purta drapelul României la deschiderea Jocurilor Olimpice.